Bună, dragilor, și bine ați venit sau revenit! Sunt îmbrăcată conform dress code-ului evenimentului la care voi merge, cu negru și auriu. Suntem deja la Băneasa Shopping City, foarte frumos decorat. N-am mai fost de foarte mult timp aici și mă bucur să îl găsesc așa, plin de verdeață și de lumini. Mergem la deschiderea concept store-ului Maison Olfactive și abia aștept să descoper parfumurile lor. Au trei game: emoționale, feromonale și supreme. O să vă povestesc mai mult despre ele mai târziu. Foarte drăguță vitrina de la Cărturești. Dar da, am ajuns acolo unde am avut bucuria de a le mirosi pe toate, din toate cele trei colecții. Și am găsit, bineînțeles, și un preferat. Acesta este cel care mie mi-a plăcut cel mai mult din ceea ce am mirosit astăzi aici. Shopping City. Eu sunt Matias și voi fi gazda voastră în această seară, alături de echipa Maison Olfactive, pentru a face o mică călătorie în lumea simțurilor. Și să fiți curioși, să vedeți cum miroase absolut tot ce avem aici în Concept Store. Note de bază: laptan, ghimbir, lemn de cedru, scorțișoară, clov, oc, parfumul Dress Code Naked, care are note de vârf de lămâie, mandarină verde, căpșuni, coacăză, note de mijloc, vanilie, trandafir, bergamotă, patchouli, tămâie, iar notele de bază, ambroxan, Suzan, se poate? Mulțumesc! Bun! O să continuăm cu următorul parfum din colecția emoționale, și anume Crazy For You The Obsession, care are note de vârf de lămâie, grapefruit, clementină, bergamotă, portocală dulce, iasomie și frezie. Notele de mijloc de ambră, lavdan, cașmir, animalic. Iar notele de bază, care cumva sunt cele mai importante, cât de curând o să invit și pe Ioana Marinescu aici să vă spună câteva cuvinte despre brand, despre tot ce înseamnă munca din spatele acestui concept. Te las puțin să le spui câteva cuvinte oamenilor care sunt alături de tine în această zi specială. Bună seara din nou! Și nu am emoții, sincer să fiu, sunt foarte fericită, sunt foarte onorată că sunteți aici, sunt absolut onorată. Este o recunoaștere a muncii mele și cred că fiecare dintre noi undeva în suflet ne dorim recunoașterea asta. Fericirea din copilărie, când nu aveam griji și când fericirea nu era legată de bani, nu era legată de chestii materiale, era legată de bunici. Iată, mama mai frumoasă nu există, nu mă supăr la tine aici. Un magazin mai mare doar se cere, dar ăsta e primul pas. Și o provocare pentru tine și pentru superba ta colegă. Niște Royal Blood pentru domnii noștri și niște adultări pentru doamne, pe care cred că voi ar trebui să puțin și să vedem așa cam care este un scor de parfum. Încă o dată vă mulțumesc! Super! Deci avem misiune. Puțin aplauze pentru Ioana Marinescu, unul din spatele brandului. Cam atât de la fața locului. S-a ținut și o tombolă la care, din nefericire, n-am avut norocul să câștig. Iar ceea ce am primit de la ei o să vă arăt acasă. Bună dimineața! Prințesa servește micul dejun la pat. Ceva ciubirica. Avem ceva bobițe. Au servit și dumnealor micul dejun, dar să știți că ăștia singurii care au supraviețuit și, după cum vedeți, avem alt decor. Din păcate, pietrele acelea roșii, mă rog, acestea, să vedem dacă floarea supraviețuiește. Au fost foarte colorate și cred că i-au otrăvit. Aici avem peisaj marin. Am un autocolant ăsta de hârtie pe care cred că weekendul ăsta o să-l lipesc pe perete, dar poate totuși zugrăvesc un pic. Și aceea este, da, o bormașină. Cineva s-a trezit cu hârnicie de dimineață, mă vedeți și pe mine un pic în oglinda acvariului. Am făcut acel aranjament cu o scoică și o piatră. Aici mai avem un aranjament, pardon, cu o scoică și o piatră. L-am pus în apă ca să se
lăsase ceva și o să-l punem mâine aici. Mâine. Îl punem imediat după amiază și aici mai avem niște pietricele pentru un alt aranjament. Iar aici avem funguța de la Maison Olfactif, pe care o să o desfacem absolut imediat și pe ea să vedem împreună. Mă rog, să vedeți și voi ce ați primit și să desfac și eu produsele, că doar m-am uitat așa ochiometric aseară. Câteva ore mai târziu m-am așezat aici ca să desfac împreună cu voi produsele de aici din punguță, să le descoperim. Mi-am pus și ochelarii că avem niște etichete drăguțe. În primul rând avem această mapă Maison Olfactif și un soare, zic eu, și un pix. Oh, ce drăguț este și pixul. Îmi plac pixurile albe foarte tare și îmi place auriul, evident. Ați văzut că a fost și dress code-ul evenimentului. Avem aici și o cartolină cu ceva detalii, zic eu, despre unele produse și câteva detalii despre eveniment și despre parfumuri, cred, din ce văd. Și haideți să vă citesc și vă un pic despre brand. Maison Olfactif este un concept total nou și se poate încadra în zona parfumeriei de lux pe piața din România, dar și pe piața mondială de hot parfumerii. Casa de parfumuri a lansat 3 categorii de extracte de parfum cu totul aparte și burchete olfactive unice. Acestea se remarcă prin faptul că sunt macerate timp de peste 6 luni în mediu cu temperatură și lumină monitorizate constant. Cele 3 categorii au și denumiri sugestive: Le Feromono, Le Emotionnel, Le Suprem. Fiecare categorie conține mai multe parfumuri, iar cele feromonale, Le Feromono, au o componență, molecula patentată numită Hedion, cu calități de influențare a stării de spirit, demonstrate clinic prin studii, ce a arătat că provoacă un răspuns diferențiat într-o regiune hipotalamică ce este asociată cu eliberarea hormonală. Și în această categorie a celor feromonale avem 5 parfumuri și anume Amor Sacro, Amor Profano, care are note de iasomie, scorțișoară, căpșună și coacăz. Al doilea, Dress Code Naked, și ăsta mi-a plăcut foarte tare, ce reunește note fresh de lămâie, mandarină verde, bergamotă și paciuli. Este foarte, foarte, foarte fresh și se simte acolo foarte bine lămâia. Al treilea, Rendezvous avec le Diable, adică întâlnire cu diavolul, cu note unice de vanilie, miere și iris. Pe asta cred că l-am ratat acolo la insuliță. Ménage à trois reunește note dulci de iasomie, bergamotă și tuberoză. Nu știu de ce nu sunt așa mare fan iasomia. Am avut o perioadă când mi-a plăcut foarte, foarte, foarte tare iasomia. Acum o cam evit în parfumuri în general, sau cel puțin evit parfumurile în care iasomia este foarte puternică. Iar al cincilea din gama aceasta este cel care mie mi-a plăcut cel mai mult, și anume Bad Boy Meets His Angel, adică băiatul rău își întâlnește îngerul, care reunește note unice de fum, șofran, cardamon și labdan. Este un parfum foarte, foarte diferit față de ce am mai purtat eu până acum și, nu știu, mi-a plăcut. În gama emoționalelor avem, cred că, tot 5, da? Și anume, Sin After Dark, The Revenge, adică păcat după lăsarea întunericului, răzbunarea, care are note de violetă, iris, prună, iasomie și zambilă. Crazy For You, The Obsession, cu note de lămâie, grapefruit, clementină și bergamotă. Pe ăsta iarăși îl țin minte că este foarte, foarte fresh și mi se pare foarte potrivit pentru vară, sau cel puțin așa l-aș purta eu. Următorul, Money Can Buy Love, The Crush, cu note de frezie, prună și lămâie. Următorul, Fatal Dose, The Happiness, cred că ăsta este cel despre care s-a vorbit foarte mult, Happiness, cu note de cireșe confiate, lămâie, piper roz, și ăsta mi-a plăcut foarte tare. Mi-a fost foarte greu să aleg un preferat între Happiness și Bad Boy Meets His Angel. Probabil l-am ales ca preferat pe acela pentru că e total diferit. Și ultimul din gama emoționalelor, Toxic Touch, The Dependence, cu note de violetă, iris, lămâie și portocală roșie. După cum vedeți, avem multă lămâie și multă portocală, bergamotă, de-astea așa, fructate fresh. Iar în gama Le Suprem avem aici o categorie de parfumuri care au în compoziție, pe lângă absolutul și extracte rare, particule de aur de 24 de carate,
care au calitatea de a magnetiza ingredientele și de a le da o remanență și o valoare incomensurabilă. Și aici avem așa adulter și ăsta mi-a plăcut foarte tare, cu note de scorțișoară, iasomie și lemn dulce. Aici am simțit foarte puternic scorțișoara și lemnul dulce, mai puțin iasomia sau cel puțin așa am simțit eu. Last Night in Dubai cu note de vanilie, ambră și labdan. Eccentric Gold, cu note de roze de mai, vanilie, iris și paciuri, Original Sin cu note de șofran, vanilie și scorțișoară și Royal Blood, iarăși un preferat, cu note de piper, cardamon și iris. Nu știu de ce, în ultima vreme mi-au tot plăcut parfumurile cu piper roz. E un semn, cardamonul în general nu a fost pe lista ingredientelor mele preferate, dar începe să îmi placă. Haideți să vedem și avem un parfumel aici în cutiuță. Sin After Dark este cel pe care l-am primit. Nu știu dacă toate fetele l-au avut tot pe acesta, parcă da. Sin After Dark The Revenge. Și hai să mai citim o dată notele. Violetă, iris, prună, iasomie și zambilă. Wow, drăguță sticluța și etichetuța. Hai să pulverizăm un pic, că nu cred că... Ba, m-am parfumat un pic de dimineață, da. S-a dus. Pe asta nu l-am mirosit acolo. Și am simțit iasomia, evident, prima. Dar nu într-un mod în care să mă deranjeze. O să revin în legătură cu persistența, dar ar trebui să fie foarte persistente aceste parfumuri. Foarte elegantă cutiuța și mai avem o cartolină cu mulțumiri pentru prezența la eveniment și două asemenea produse, cred că sunt de skincare, da, și avem o cartolină și pentru acestea, din gama Beauty Sutic și avem The Serum, Fundamental Formula și celălalt, nu-mi dau seama ce este. Haideți că nu înțelegeam, aici pe o parte scrie așa, Placenta Hydra Growth Factors, adică niște factori de creștere cu placentă. Și avem doi pași în folosire. Chestiile astea trebuie amestecate și din pasul 1 se pun 2 sau 3 pompițe și din pasul 2 se pune o pompiță, o picătură din treaba asta cu concentratul sau cum îi zice aici, growth factor. Deci trebuie combinate asta cu formula fundamentală cu factorul de creștere. Ia să vedem, scrie și aici mod de utilizare. Deoarece Beauty Sutic-ele sunt ingrediente active pure în concentrație optimă, acestea trebuie folosite obligatoriu împreună, alături de formulele fundamentale pentru a le dilua. Astfel, la fiecare 3 pompițe de formulă fundamentală, the cleanser, the toner, the serum, the oil sau the cream, deci există mai multe, se adaugă o picătură din Hydrasutics, a nu se confunda cu întregul conținut al pipetei. Deci se adaugă o picătură, deci nu o pompiță. A, nu, avem o pipetă, deci nu turnăm toată pipeta. Interesant ambalajul, avem din nou negru și auriu. Placenta Hydra Growth Factor. Abia aștept să le testez, sunt foarte curioasă cum or să reacționeze cu fața mea foarte sensibilă la tot felul de produse. Sper să fie ok. Oh. Deci de aici punem 3 pompițe și de aici o picătură. Foarte drăguțe. Foarte drăguțe ambalajele, foarte elegante și le testăm împreună. Acum o să le mulțumesc celor de la Maison Olfactiv și Anei Maria Tătucu de la Amete Comunicare pentru invitație și o să vă spun că m-am bucurat foarte, foarte tare să mă întâlnesc cu unele din fete pe care le-am cunoscut aici în online
și să întâlnesc o persoană pe care o cunoșteam până acum doar din online, Luminița Avram. Vă pup, fetelor, mă bucur că te-am cunoscut, Luminița, și sper să ne mai vedem nu peste foarte mult timp. O să vă las în continuare niște poze făcute pe acolo. Vă mulțumesc că v-ați uitat. Sper să fiți interesați că n-am filmat mai mult zilele astea, că tot cu munca. Sper să fi aflat ceva informații care să vă fie utile legate de aceste parfumuri și despre deschiderea acestui magazin Maison Olfactiv. Vă mulțumesc ca de obicei că v-ați uitat. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like. M-aș bucura să vă și abonați dacă nu ați făcut-o deja. Și ne vedem în clipul viitor. Vă pup și vă doresc numai și numai zile frumoase. Pa! De ce sunt agățată de mine așa? Nu știu. Și o să continui cu treaba. Mă simt adulter.